Expoziția de pictură a pictorului și preotului greco-catolic Iuliu Moga, expusă pe simezele Galeriei de Artă Turdene, este una de mare ținut. Acest eveniment cultural a avut loc prin participarea Asociației Culturale Casa Colecțiilor, reprezentată de domnul Zoltan Mlazionescu, un colaborator vechi al Casei de Cultură din Turda care și-a adus alături un prieten drag, e vorba de colecționarul Iulius Mihu, ce cu respect și considerație pentru creația lui Iuliu Moga, a colecționat peste 35 de lucrări ale pictorului. Astfel, a fost posibil organizarea evenimentului expozițional în după-amiaza zilei de 16 decembrie 2021 la vernisaj, s-au alăturat alți trei oameni de spirit și cultură care au apreciat pictura lui Iuliu Moga, este vorba de profesorul dr. Cornel Tatai Baltă, ce a cercetat opera maestrului și care a trăit în preajma acestuia ca un fiu spiritual. Eugen Cojocaru, un alt prieten al galeriei Turdene, critic de artă, de teatru și film, și din partea Bisericii Greco-Catolice din Blaj, protopopul Florin Gheorghiu. Așa cum scria profesorul Tatai Baltă, citez, pictorul Iuliu Moga s-a născut la Ogna Mureș, Uioara, județul Alba, la 1 august 1906, într-o familie de mineri. Are trei frați, pe Teodor, Maria și Elena. Studiile primare și secundare și le face în localitatea natală și la Cluj, școala primară 1913-1918, școala civilă de stat clasele a I-a a doua și a treia, 1918-1921, Ocnamureș. Școala Superioară de Comerț 1921-1924 Cluj. Tot aici urmează între anii 1924-1928 cursurile Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale. În anul școlar 1929-1930 este profesor suplinitor la Liceul Comercial din Târgu Mureș. Examenul de licență îl susține în 1930. Din 1930 la 1 septembrie până la 31 octombrie 1937, predă științele naturii, fizică, chimie și mărfuri la Liceul Comercial din Blaj. În anul 1931 se înscrie ca student extraordinar, fără frecvență, la Academia de Teologie Greco-Catolică Română din Blaj, obținând licența în 1936. Deci, preocupările sale se diversifică. Cu toate acestea, consacră din ce în ce mai mult timp pasiunii sale de a picta, care s-a manifestat încă din de tinerețe. Dornic să-și desăvârșească cunoștințele multiple pe care le poseda, pleacă în luna a noiembrie 1937 în străinătate. Mai întâi îl aflăm în Italia, la Roma, înscris la Colegiul Pio Romeno, Ravenna, Siena. În decembrie 1938 trece prin Elveția pentru a se îndrepta spre Franța. Știm că în luna februarie 1939 este înscris la Facultatea de Teologie Catolică a Universității din Strasburg. Aici obține o nouă licență în teologie, în 1941. Un timp locuiește la Paris și clermont Ferrand, astfel are prilejul să viziteze mari și însemnate muzee unde ea strâns contact, cu arta apuseană care, fără îndoială, va avea repercursiuni pozitive asupra evoluției sale artistice. Se reîntoarce la Blaj în luna mai 1942, primește diferite însărcinări pe linie bisericească, iar din 1943 până în 1945 îndeplinește funcția de profesor de limbă italiană, la școala normală de fet. Cu data de 1 septembrie 1945, este numit preot al parohiei greco-catolice din Iași. Anii petrecuți în capitala Moldovei, ca de altfel și cei din Clujul Studenției, au fost utili și rotnici, contribuind la adâncirea cunoștințelor sale referitoare la alta românească. Revine definitiv la Blaj în primăvara lui 1948. O vreme e privat de libertate, prigonit de regimul comunist, se izolează în atelierul său de creație, lucrând cu o pasiune frenetică până la stingerea sa din viață, la 4 iulie 1976. Închei citatul. Peisajele pictate de Iuliu Moga reprezintă lecții adevărate de a ști să privești natura și le-a transpus cu sinceritate și cu un fel de reverență în fața creației divine. Aceste colțuri de natură impresionează prin cromatica efervescentă, iar pasta picturală suculentă te trimite spre pictura maestrilor artei românești. Florilor le oferă toată admirația sa, le așează cu grijă în vase de lut și le înnobilează prin culoare. Petele picturale, în pensulații largi, conferă echilibru fiecărui tablou, dar și transpune atât în lumea fragilă a vegetalului, cât și în lumea portretului, a compoziției figurativ. Pictorul pendulează cu lejeritate. De la gama restrânsă la exuberanța cromatică. Maestria sa se poate vedea prin modul de modulare, dar și de modelare a culorii. Autoportretele ne dezvăluie starea interioară a pictorului și chiar resemnarea în fața destinului. Atât peisajele, cât și florile teme dragi pictorului, sunt adevărate mărturisiri în culoare despre reverberația sufletului său în fața frumosului a creației lui Dumnezeu. Sper din suflet ca toți cei care vor vizita Galeria de Artă Turteană și vor vedea lucrările pictorului Iuliu Moga să simtă această Dragoste pentru frumos artistului, și să înțeleagă sufletul său nobil.